Vorbim despre evoluțiile din Ucraina. Am avut câteva știri înainte de această intervenție. Ce se mai întâmplă în acest punct acolo? La fel, forțele ruse s-au retras cumva în zona de est, dar iată că mai atacă și alte obiective. Da, sunt în zona de est unde încearcă să avanseze dinspre est către centrul țării, pentru că zona Donbass e aproape dublă față de cele două republici, Lugansk și Donetsk, pe care le controlează deja.